Simona Halep este o tenismenă care evoluează bine pe orice tip de suprafață, tocmai de aceea așteptările vis-a-vis de participarea sa în turneul de la Wimbledon sunt mari. Oamenii de tenis au încredere în Simo? Da, eu cred că da. Ea ar trebui viața dovadă că după 2-3 zile viața și intră normal, rămâne. Amintirea tristă rămâne. Dom'le, dacă eram, dacă nu știu ce, asta este. Dar nu să moare din așa ceva, să trăiești, au pierdut și altele, și Djokovic, și Murray, și Wawrinka. Uitați-vă la Wawrinka, că greu a gestionat emoțional ceea ce s-a văzut. Înfrângerea, pe când ea a zâmbit, mie mi-a părut foarte rău, pentru că nu mă uit în ce spun alții care n-au nicio treabă cu sportul, că la noi toată lumea se pricepe la tot. Da. Mie așa le hamete că n-avem puțină cultură, dar știm tot. Chiar dacă a pierdut finala de la Roland Garros, Simona este cea mai valoroasă jucătoare din lume în acest moment. Părerea aparține specialiștilor. Este și a dat dovadă. Bine, puține carențe de așa mai cu o rachetă și nu știu ce, astea să trec pentru că toți le au. Nu pot să gestionez emoțional tot, absolut. Într-adevăr, pe sâmbătă n-am avut chef de făcut nimica. O oră, cred că nici n-am intrat în postul tăcerii, nici nu puteam să vorbesc. Mi-a părut rău de deznodăbând. Eșecul din finala de la Paris a ambiționat-o pe Simona, care va da totul la Londra pentru a demonstra că merită să fie noul lider WTA.